De ce a demisionat uh, Ministrul Afacerilor Externe, domnul Nicu Popescu? Nu. Oficial. Răspunsul este nu. Este foarte straniu că Ministrul de Externe demisionează uh, imediat după ce se ia decizia Consiliului European de a lansa negocierile cu Uniunea Europeană. În același timp. Uh, și eu trebuie să recunosc acest lucru, să recunoaștem că a fost foarte strane declarațiile anterioare ale, ale ministrului Popescu cu privire la faptul că Moldova a avut loc un război civil în 92 și a lui în teza de doctorat a scris că Federația Rusă și Armata Rusă a intrat. păi, zvonuri. păi mm. nu zvonuri, sunt citiți teze de doctorat, este public, apropo. Este avantajul internetului. Acolo e scris foarte clar că dumnealui consideră că Federația Rusă și Armata 14 sau Armata Rusă a intrat Republica Moldova și a salvat. A oprit războiul sângeros. Păi stați un pic, explicația și Ucrainei în ziua de astăzi că Armata Rusă vine și să, oprească războiul sângeros. Deci este o manipulare și eu cred că promovează o agenda care nu este în tocmai cu interesele Republicii Moldova. Și acest lucru, cel puțin pentru mine, a fost și este straniu motivele reale care au stat la baza acestei plecări poate a fost, nu știu, o sarcină a dumnealui care să fie scos și poate dumnealui mai, a spus cu mai târziu. spus cu obosit mai și are nevoie să treacă timp familia la Paris. Da, și cred că la Paris de ce? Că la Paris dumnealui a procurat spațiu pentru ambasada. Apropo, acum, a, ministrul Popescu a fost unicul și este unicul ministru de externe Republicii Moldova, care pe timp de criză, Post covid criza financiară în Moldova, nu-s bani de obicei guvernul spune că nu-s bani, Popescu a găsit 7,6 milioane de euro să cumpere un spațiu uh, într o stradă îngustă la Paris, unde în ziua de astăzi este ambasada Republicii Moldova. După în urma unui unui concurs, tender, nu știu ce mai e, de la o singură companie franceză creată câteva luni înainte de această decizie de a cumpăra sediu la un preț exorbitant. Apropo, nicio altă ambasadă Republicii Moldova n-a fost cumpărată mai scump de 3,2-3,3 milioane de euro, cazul în Bruxelles, unde sunt două ambasade. Popescu a găsit 7,6-7,5 milioane de euro după cursul valutar și nici nu este o casă separată, este, o, este o, un segment al unei, un town tip cum ar fi, în cadrul unui, unui bloc mai mare, da? cu fără spațiu de parcare, fără acces separat pentru diasporă și mă refer la secția consulară. Și compania respectivă, agentul imobiliar, dacă ne uităm pe site-ul acestui companii, are o singură Sigur angajat și a oferit trei oferte pe aceeași stradă. Deci sunt niște întrebări care de ce a obosit, de ce a plecat la Paris, tot nu este, nu este clar. Eu nu cred că acestea sunt argumente reale, nu, uh, nu consider că este ceva argumentat, da? Și eu cred că mai curând a, a fost uh, retras, și acum din nou a fost uh, reactivat. Da, urma să vă întreb. A fost acum din nou reactivat, ceea ce mi se pare un pic straniu. Um, deci nu mai multe întrebări neclare cu privire la această persoană și cu privire la cei pe care cu adevărat îl susțin pe, pe dumnealui.